Zarvă mare ieri într-o gospodărie din comuna Godinești, unde muncitorii care schimbau țigla de pe acoperișul unei case bătrânești au făcut o descoperire uluitoare. Oamenii au dat peste un pistol vechi, cel mai probabil ascuns de străbunicii proprietarei. Femeia în vârstă de 38 de ani, proprietara imobilului, față de care au loc lucrări de modernizare, a pus mâna pe telefon și a chemat poliția la fața locului. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că pistolul găsit este unul din metal, uzat, cu butuc, fără cartușe, fără serie și în stare de nefuncționare. El a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.